Mascații au reținut astăzi 4 ieșeni suspectați de trafic de droguri de mare risc. Polițiștii ieșeni de la Antidrog au descins astăzi în tot județul Iași. Câteva imobile din Copou, Poduroș și Bulevardul Primăverii au fost cercetate amănunțit de oamenii legii. În județ, la Probota, polițiștii au găsit droguri cultivate în ghivece în interiorul unei case, dar și un detector de metale. Pe Bulevardul Primăverii din Iași, descinderile au vizat un pet shop în Copou, mai precis pe Bulevardul Carol, la numărul 44. A fost scotocit apartamentul în care locuia cu chirie o tânără. Aceasta a fost săltată de mascați. În Poduroș, descinderile au avut loc într-un imobil de pe Splaibahlui. Percheziții s-au făcut astăzi și în localitatea Perieni, din comuna Probota. Acolo se presupune că ar fi o cultură de cannabis. În urma perchezițiilor de astăzi au fost identificate și ridicate 500 de grame de rezină cannabis, alte ustensile folosite la cultivare, cântare electronice, grindere pentru mărunțit cannabisul, pastile ecstasy și ciuperci halucinogene. Dosarul în care sunt efectuate perchezițiile are ramificații și la București. În capitală au avut loc astăzi percheziții domiciliare. Mihai Pleșu, fiul politologului Andrei Pleșu, a fost reținut. El este cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc, iar astăzi a fost adus la DIICOT Iași, unde se desfășoară ancheta principală în acest dosar. În cadrul acțiunii de astăzi au fost identificați 8 suspecți.